În cadrul ședinței de vineri a Consiliului Județean Maramureș, aleșii județeni au votat pentru aprobarea participării județului la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Maramureș. S-a aprobat totodată actul constitutiv și statutul noi asociații, președintele Consiliului Județean Gabriel Zeta fiind împuternicit să semneze toate documentele care vizează constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Maramureș. Directorul Departamentului de Proiectare și Cercetare de la Transgaz le-a mai oferit aleșilor județeni câteva date tehnice referitoare la corelarea lucrărilor pe care va trebui să le facă noua asociație alături de Transgaz pentru ca într-o perioadă cât mai scurtă să fie rezolvată problema gazului în toate localitățile Maramureșului. Primul paș care trebuie făcut este înființarea acestui fond ADI, care sigur că va termina cât mai scurt un studiu de fezabilitate privind înființarea de distribuție pe fiecare UAT din zonele de consum, următoarele zone de consum, dacă vorbim despre Marea Mureșu, Voivodal, vreau să vă spun că Transgaz încă din trecut s-a preocupat de această zonă de consum și aveam la un moment dat un studiu de prefezabilitate în care am stabilit un traseu, surse de gaze avem, pentru că avem conducta care vine de la Medieșu, Aurit, Negrești, Ghetul Marmației și este o conductă cu un diametru suficient de mare care va permite orice dezvoltare înspre Maramureșul sau în zona Maramureșului Voivodal, înspre Borșa. Lungimea conductei estimată de noi era undeva la 100 de kilometri. Sigur că în momentul în care va fi demarat aceste studii de fezabilitate sau studii de fezabilitate pentru înființarea de distribuție gaze în fiecare localitate, elemente din acest studiu de fezabilitate vor fi preluate imediat de noi, de departamentul pe care îl coordonez, și vom demara și noi studiul de fezabilitate în paralel pentru această dezvoltare a Sistemului Național de Transport Gaze. Chiar următorul pas va fi, dacă lucrurile se mișcă repede, să prindem un plan național de dezvoltare al transgazului. Și odată aceste studii de fezabilitate finalizate, putem să trecem la următorii pași, concesionarea sistemului de distribuție și noi să demarăm în același timp execuția lucrărilor pentru această conductă. În Maramureșul Voievodal se dorește de mulți ani un proiect care să prevadă extinderea aducțiunii de gaz, o zonă care în prezent nu beneficiază de o astfel de rețea.